Domnule Center, vă așteptați la o replică atât de dârză din partea giurgiuvenilor? Sincer, da, pentru că am văzut meciurile din Cupa României, am văzut intensitatea cu care joacă și mă așteptam la un meci foarte greu. În plus, noi ne întorceam din Rusia pe o călătorie extrem de lungă, marți spre miercuri nu am dormit aproape nimic, miercuri toată ziua am călătorit, deci nivelul nostru de intensitate astăzi n-a fost cel obișnuit. Însă, pentru noi nu este o scuză, pentru că trebuie să jucăm la acest nivel și trebuie să câștigăm meciurile în acest stadiu de oboseală, pentru că ne așteaptă o perioadă foarte grea, cu două meciuri pe săptămână, începând din luna noiembrie, așa că pentru noi a fost un test foarte important acest joc. Mă bucur că l-am câștigat, însă vreau să fac un compliment echipei și antrenorului din acest oraș, din Giurgiu, pentru modul în care au luptat. Am văzut o echipă extraordinară și sunt sigur că vor face multe surprize în acest campionat. Unde credeți că s-a rupt jocul în favoarea echipei dumneavoastră pe final? Eu cred că noi avem mai mulți jucători în rotație și faulturile în cele din urmă și-au spus cuvântul. Deci noi am avut mai multe variante în sfertul 4. Obiectivul echipei dumneavoastră în acest sezon, sunteți angrenați în 3 competiții. Noi vrem să câștigăm fiecare meci. Vrem să câștigăm tot ce se poate câștiga. Mulțumim mult și succes în continuare. Și eu vă mulțumesc și mult succes.
Thank you.